Organizația Județeană de Tineret a PNL Suceava a ieșit de 1 martie să vestească primăvara prin cartierele municipiului, oferindu-le trecătorilor câte un mărțișor. Acest gest a devenit o obișnuință pentru tinerii liberali care an de an procedează în același mod. Prima zi a primăverii a determinat pe tinerii liberali să iasă în stradă și înarmați cu mărțișoare și multe zâmbete le-au dăruit trecătorilor pe care i-au întâlnit în cale, urându-le totodată o primăvară frumoasă. Strânși într-o echipă numărând câteva zeci de membri, aceștia au făcut turul orașului, ajungând în final în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Președintele Organizației Județene de Tineret a PNL Suceava, Alexandru Salup, a menționat că astfel de acțiuni vor continua și pe data de 8 martie. Tinerii liberali vor împărți atunci flori doamnelor și domnișoarelor din Suceava în semn de prețuire. În primul rând, mi-am obișnuit pe suceveni, în fiecare an de 1 martie, de 8 martie, Organizația Județeană de Tineret a PNL Suceava, ieșim să vestim și noi primăvara, să dăm un mărțișor. Pe 8 martie vom avea o acțiune asemănătoare, să dăm niște flori. Alături de colegii mei, să vestim și noi primăvara, să le urăm o primăvară frumoasă și multe realizări. Această activitate a devenit o tradiție? Sigur. Cu sprijinul deputaților, parlamentarilor de Suceava, în fiecare an am avut acțiuni asemănătoare și pe 1 martie și pe 8 martie. În majoritatea cartierelor din Suceava, sigur. Apropo de cartiere, astăzi unde veți mai merge în afară de centru? Din centru plecăm spre magazinul Bucovina, prin Georgianescu și în Opcin, iar o altă echipă va pleca în Burdujeni.